și imaginea aia de timbru, de carte poștală al lui Greblă, pe care am văzut-o astăzi pe ecranele televizoarelor, este practic imaginea parlamentarului român. Povestea lui poate să fie tradusă în oricâte limbi de circulație internațională, pentru că noi cam ăștia suntem. Ce ajunsese Dita mai judecătorul la curte, iată, într-o astfel de situație jenantă, să nu mai poți să contezi practic pe nimeni. Deci el lua șpagă în rochii, fraților. Totul nu conta. Îi duceai mașina la service. Toate astea se făceau prin șpăgi. Dar credeți cumva că există un politician care să-și ducă mașina la spălat pe banii lui? Credeți că există un politician care să mănânce într-un restaurant pe banii lui? Bineînțeles că nu. Credeți că există vreunul care să meargă vreodată într-un weekend ăsta chipurile de serviciu undeva în vreo stațiune din România să se cazeze pe banii lui? Bineînțeles că nu. Deci, nu există unul care să poată să pretindă că ar fi curat.